Salut și bine te-am găsit la episodul cu numărul 51 din seria Autocarma Expert, unde vom încerca să oferim sfaturi și lucruri utile din domeniul auto. În lumea automobilismului, alternatorul joacă un rol esențial în funcționarea corectă a unui vehicul. Deși este o piesă auto de multe ori trecută cu vederea, importanța sa nu poate fi subestimată. Astăzi vom explora ce este alternatorul, cum funcționează și când ar trebui să fie schimbat pentru a asigura performanța optimă a mașinii tale. De asemenea, îți recomand să urmărești și episodul anterior despre electromotor, pentru a clarifica confuzia frecventă între acești doi termeni. Ai un link în descriere. Dar, înainte de a începe, ne-am bucurat ca tu să apeși pe butonul de like. Acesta face ca materialul nostru să ajungă la cât mai multă lume. Alternatorul este un generator electric care transformă energia mecanică în energie electrică, asigurând alimentarea componentelor electrice ale vehiculului și încărcarea bateriei. În esență, alternatorul menține bateria încărcată și furnizează energie pentru toate sistemele electrice, inclusiv faruri, radio, sistemul de aer condiționat și multe alte lucruri. Fără un alternator funcțional, bateria s-ar descărca rapid, lăsându-te cu o mașină nefuncțională. Alternatorul funcționează printr-un principiu de bază al electromagnetismului. Este compus din câteva componente principale, precum rotorul, statorul, puntea de diode și regulatorul de tensiune. Rotorul este un magnet care se rotește în interiorul statorului. Este de fapt un set de bobine de sârmă de cupru. Când rotorul se rotește, generează un câmp magnetic variabil în jurul statorului, inducând un curent electric alternativ în bobine. Curentul alternativ produs de stator este convertit în curent continuu printr-o punte de diode. Mașinile funcționează pe curent continuu, așa că această conversie este crucială. Regulatorul de tensiune controlează tensiunea de ieșire a alternatorului, asigurându-se că bateria și alte componente electrice primesc o tensiune constantă și adecvată. Dacă tensiunea este prea mare sau prea mică, poate cauza probleme semnificative pentru sistemele electrice ale mașinii. Alternatorul, ca orice altă componentă a vehiculului, are o durată de viață limitată. Există câteva semne care indică faptul că alternatorul ar putea necesita înlocuire. Dacă bateria mașinii se descarcă frecvent și necesită reîncărcare regulată, este posibil ca alternatorul să nu mai funcționeze corespunzător. Dacă farurile devin slabe sau alte componente electrice nu funcționează la capacitate maximă, alternatorul ar putea fi de vină. Majoritatea mașinilor moderne au un indicator de bord care se aprinde atunci când există o problemă cu sistemul de încărcare. Zgomotele neobișnuite, cum ar fi un sunet de șuierat sau zumzet, pot indica o problemă cu alternatorul. Alternatorul este o componentă vitală a mașinii tale, asigurând alimentarea sistemelor electrice și menținerea bateriei încărcate. Înțelegerea funcționării sale și recunoașterea semnelor de uzură pot preveni problemele majore și costurile de reparații neașteptate. Monitorizează performanța alternatorului tău și asigură-te că este înlocuit la timp pentru a menține vehiculul în stare optimă de funcționare. Astfel vei putea conduce în siguranță și fără griji. Dacă ai rămas cu ceva util în urma vizionării acestui clip, dă-i share să afle și prietenii tăi. Până la ediția următoare, drumuri bune!